Salutare tuturor, Emil aici de la Electroprofesional. Hai că nu v-am mai arătat de mult o intervenție. Ia uite, ce facem noi duminica? Avem aici o împământare legată la nimic și un cablu prăjit, bineînțeles, pentru că cleme proaste, pentru că ruginite, pentru că execuție de 2 lei, materiale de 2 lei și asta rezultă. Tare mi-e frică că omul n-are deloc împământare la casă, dar urmează să verificăm acest aspect. Hai să schimbăm clemele astea și să prelungim conductorii ca lumea și bineînțeles să îi schimbăm și până în MCB. Și punem niște cleme Vago. Hai să vedem ce iese. Revenim. Ei, am terminat și treaba. Cam așa a ieșit. Dacă nu vreau să filmez contorul. Am făcut tratarea neutrului, bineînțeles că nu era făcută. Am schimbat conductorii în jos. Am pus aici cleme Vago. Poziție foarte proastă, e aproape lipit de tavan. Aici jos. Sau partea superioară, sau cum vreți voi să-i ziceți. Am pus cleme Vago. Ia, să vedem dacă... Ia uite. Ce trebuie, da? Conexiuni ca lumea. Am dezizolat cablul cum trebuie, până am găsit conductorul cum trebuie. Aici am pus ce am avut la îndemână, vă dați seama. Recunosc, clientul a avut-o la îndemână. Eu vreau să pun altceva. Dar e foarte ok, adică nu e niciun fel de problemă cu clema asta de echipotențializare. Am legat aici împământarea, am măsurat-o, bineînțeles. A ieșit la limită valoarea, dar a ieșit. După care am plecat cu 1/16 ăsta. Am legat aici cu penul frumos. Nu era deloc conectat pe eu, clientul practic. De câți ani aveți casa? 3 ani. De 3 ani n-are împământare deloc. Bă, deloc. Mai luați case de la dezvoltatori și mai lucrați cu... A, și electricianul nu mai răspunde la telefon care a lucrat aici. Când l-a întrebat clientul de măsurător, de chestii de genul, i-a blocat numărul. Deci nu-l mai găsește nici pe WhatsApp, pe nicări. Asta înseamnă să nu știi cu cine lucrezi. Și acum la electricianul ăsta unde să-i lași o recenzie? Că e n-ai ca nimeni. Nu îl găsești pe nicăieri. O să mai dea multe țepe la mulți oameni că-i vai de capul lui din ce am văzut eu aici. Așa că mare grijă cu cine colaborați, că nu-i de joacă. Dacă treaba asta se întâmpla în casă și clientul nu era acasă, putea să ia foc toată casa. Așa că gândiți-vă, vă riscați? Până una alta, ne vedem la filmulețul următor.